Salutare, oameni buni, acest Andy, bine v-am găsit la un nou episod de unboxing la noi aici și pe canal. Astăzi avem o tastatură X-Trust Tura, de la Trust, de fapt, nu X-Trust, Trust. Așa, aceasta este tastatura, avem și o folie aici așa de protecție. Înainte să începem unboxing-ul propriu zis și mini-review-ul, vreau să dați un like la acest video, eu o să-mi pun GoPro pe cap și o să trecem la unboxing-ul tastaturii. Haideți să-i dăm drumul. Oameni buni, așa arată și tastatura, o avem aici. Hai să scoatem această pungă de care nu avem absolut deloc nevoie. Este o tastatură RGB, după cum puteți vedea, avem și sistem de iluminare destul de drăguț, dar asta o să vedem doar când o să punem în funcțiune. Avem aici... avem și o prelungire. În fine, anti-ghosting, mai multe sisteme, PC laptop semi-mecanică. Bun, nouă culori. Mi-a căzut telefonul. Ciclu de nouă culori. Ok, hai să vedem pe unde avem sigiliile la ea. Unde sunteți, măi? Avem aici sigiliile, avem un carambit fade pentru această muncă murdară. Să desfacem sigiliile cu care este prinsă. Să vedem dacă reușim. Aia e. Bun. Și pentru că asta ar fi tot aici, haideți să trecem să o deschidem. Bun, am deschis-o. Și avem aici o tastatură. Punem asta într-o parte. E bun acolo jos. Și avem aici tastatura. Ok, trebuie să o scoatem afară pentru că aici nu ne dăm seama de prea multe lucruri din ea. Haideți să scoat afară. Bun. Ok, hai să vedem ce mai avem în cutie în afară de tastatură. Avem aici un ghid. Ce face acest ghid? Ne învață cum să ajustăm prelungirea tastaturii și cum să îi desfacem probabil piciorușele. Este prin USB normal. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Probabil din butonul acesta. Ok, din butonul acesta cred că stingem lumina. Din acest buton FN de aici probabil schimbăm lumina. Mamă cât de șmecher se simte la atingere. Vai cât de tare se simte. Se simte super la atingere. Butoanele așa un pic greuțe. Îmi place. Bun, ia să vedem. Da, deci acest buton face on și off. Dacă cumva, să zicem că vă ia ochii, puteți să stingeți luminile. De aici avem combinația de culori de pe FN, butonul de aici, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparent. Avem FN plus page up pentru valuri. FN plus page down tot pentru valuri. Bine, mă rog, probabil una le oprește și una le pornește. Și avem ăsta plus ăsta pentru ce? Nu știu pentru ce este. În fine. Deci foarte bună instrucțiunea asta pentru că ne arată cum să pornim și să folosim sistemul RGB al tastaturii. Ok. Pe tastatură la prima vedere nu vedem mare brânză. Singurul lucru care mie unul îmi place foarte mult este chestia asta care este un metal. Se simte destul de bine la atingere. Și ia să vedem dacă îi deschidem piciorușele. Are piciorușe? Da. Așa. Așa. Ok. Stă foarte ca lumea. Băi, îmi place. Chiar îmi place. Să vedem unde este și prelungirea. Avem aici, desigur, și prelungirea. Ok, ia să vedem cum se montează. Avem aici sub ea, dacă ne uităm atent, niște locuri speciale. Și se montează destul de ușor, zic eu. Ia să vedem. Se bagă de aici, de din cap. Să apăs pe ele sau ceva? A, nu. Pur și simplu se conectează. Se apasă pe ele și... Ok, sper să mă rup. Hai mă. Am două mâini stângi. Gata. Deci trebuie apăsat puțin așa pe ele și după aceea intră automat. Ok, asta e foarte... Uitați-vă cum face. Ok. Bă, este bună. Ok, cred că mi s-au închis astea două de aici de sus. Așa. Gata. Băi, forță. Forță. Ce-mi place mult că se simte calitate unde pui mâna. Bun. Îmi place cum arată, dar sincer cred că eu aș prefera... Fără această prelungire, pentru că nu prea îi văd rostul, să fiu sincer, acestei prelungiri. Haideți să mergem să conectăm această tastatură, să vedem și sistemul de iluminare. Ok, am reușit să montăm și tastatura, doar e plug and play, adică am băgat USB-ul, a pornit. Și acum hai să ne jucăm un pic cu luminile, să vedem. F1. Ok, deci aparent asta pornește toate culorile și le ține aprinse. Ia să vedem, FN2. Ok, jonglează puțin cu ele. FN3. Asta e breathe, cred că. Da, asta e ca și cum ar respira așa. Respiră. FN4, ia să vedem. De la dreapta la stânga. Ia să vedem, FN5. Ok, pornește din mijloc.
Se depărtează luminile către bază, FN6. Vine de la dreapta la stânga așa ușor, FN7. Din mijloc, dar mai repede, FN8. Asta zici că face click-pock. Ok, asta la fiecare apăsare face șmecherie, uitați, op. E ciudățel într-un fel, dar e și șmecherie, depinde de preferințele fiecăruia. Avem FN9. Tot așa, jonglează. Cred că trece de la una la alta. Acum respiră, bun, și mai avem și FN Page Up. Unde este Page Up-ul? Unde e Page Up? Ok, și Page Down. Încet. Ok, cred că din Page Up jonglez cu toate. Da, cred că din Page Up jonglez cu toate. Interesant. Nu, trebuie să-i găsiți una care vă convine, o culoare care vă place. Uite, asta vine. Sunt mai multe chestii aici, aparent. FN. Ok. Ok, mi-a plăcut mult și asta, care stă normal și nu face nimic. Sau breed. Ce vă place vouă? Bun. Fraților, cam așa arată această tastatură. Lumina este foarte puternică, care bate din monitor, s-ar putea să nu vedeți foarte bine, dar ea luminează foarte bine, adică mie unul îmi place. Ia să vă ridic un pic așa, să vă uitați mai atent la asta, să vedem unde este. Așa, deci așa se vede. Băi, cam atât ar fi și cu această tastatură. Oameni buni, cam acesta ar fi și review-ul tastaturii. Este o tastatură destul de drăguță, după părerea mea, și destul de simpatică. Nu uitați că în descriere aveți linkul către ea dacă vreți să vedeți mai multe specificații despre ea, dacă vreți să vedeți prețul și dacă vă interesează, puteți să o și cumpărați. În fine, încă o dată vă arăt și la camera web, pentru că probabil o să vedeți mai bine așa. Așa arată tastatura. Prelungirea asta o puteți da jos dacă vreți, dar mie unul îmi place cum arată. Adică chiar e drăguță și îmi place foarte mult că se simte calitate aici în metalul ăsta, că altfel nu pot să zic, nu știu ce combinație de metal o fi, dar arată bine. Cam atât cu acest episod, nu uitați să-i dați un like, să verificați linkul din descriere dacă vă interesează tastatura și noi ne vedem data viitoare. Pa!